Se spune că am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. I am the samurai. Mare conducător japonez al tupeul terestre, Xiaomuk. A fost convocat în lotul național de lupte cu tancul ce s-a desfășurat în peninsula Nakatapârța. Echipat cu un tank cu două șenile, țeavă lungă, două motoare, 10 cilindri și 7 piulițe, 6 cai. Atacăm în mare grabă flancul drept. Ne ascundem după casă și ne fixăm tunul drept, când din față, din boscheți, ni se arată mare Juto, purtător de turelă mare, îi trimite mare proiectil în întâmpinare. Ras proiectilul, proiectilul n-a intrat, noi tragem cu proiectile oare sau suntem păsușii? Sorry. Dar din spate ce să vezi, mare VK, purtător de coș în frunte, parcă ar vrea să ne înfrunte. Am simțit coșul magic, dar proiectilul a dispărut atât de tragic. Mai lansăm un proiectil direct la întuneric și totuși nu apare nimic pe generic. Dintr-o dată pe lângă noi se strecoară KV2 și ne închide unghiul spre război. Curva! Oh my! Schimbăm flancul după casă și țintim pe Osibian și îl pălim cu un mare BAM! Dar din spate ce să vezi, mă? Tania Warrior joacă strâmb, pasionat de hemoroizi, încearcă să ne facă o mare clismă și arată ping pong ping. Zbeară, păi dar ce înseamnă asta? Unde suntem? În slung? Unde suntem? Încercăm din răsputeri să tragem după coșul VK-ului, dar Tania continuă să presteze servicii murdare. Hei, hei, hei! Oh my god! You are an idiot! Do me a favor, please. Get out of here, man! I'm saying! Tragem cu chin cu vai și nu nimerim dita mai coșul purtător de VK sau VK-ul purtător de coș. Stai mă, Dani, nu mai împinge! Băgați-a steaguri multicolore în valiză! Și arată ping pong ping! M-am încălcat pe mine! Dar mă, nu știi cum căcat! Pune-n ținta drept la ochi și de după piatră, KV2 ne amenință cu țeava groasă. Când e după cealaltă piatră, apare domnul mare Su. Fight forever! Îl simtim din nou în fleașcă și direct în plapumă cu el. Nice. Ni-l-ai mă pe Dani Warrior, iară umblă să ne deranjeze Su și... Curva! God, please, no! 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 Stai mă, Dane, fii cu minte, nu mă nerva să-ți dau să-ți sară mâucii. Adu-te când mă țin, fasole! Mă hotărăsc să rup acordul de pace cu Dani și pornesc la atac. Focusez VK-ul și pleznim la întuneric pe Juto, care făcea toples după bolovan. Hacker! Hacker-i a gema! Nici bine n-apuc să încărc din nou, când focusem din nou coșul la VK și de data asta îi facem hemoragie internă. Hai, mai taie din ele de ledre. Stau la pândă camel cu pătrifoi când de după piatra apare KV2 și mare gong la ureche. O tumor la cap! Nici n-apuc să încarc bine, că Osibianul scoate limba la mine. El sushi! Înaintăm pe flancul drept înspre Su, care stă în coteț. Dar ce să vezi, mă, la Su s-a luat curentul. Mă rotez rapid și scriu direct testamentul. VK-ul ne lovește în Su și se retrage în boscheți. L-am focusat cu infraroșu și i-am nimerit direct coșul. Oh, shit! Dar ce să vezi, în fundul hărții, doamna Arti face mare party. Mă deplasez spre ea cu viteza struțului bețiv când zăresc pe hartă în stânga scorpionul care își așeza la soare papionul. Curva! Come on, man!
Danny Warrior, individul, îl zărește pe scorpion și îl pleznește direct în papion. Alți copii o-a dat în leșinat, are boala copiilor pentru toată viața. Dau talpă la Cari să nu-mi târziu la party, unde mă așteaptă cu mătra Arti. O scanăm din prima și îi spargem vitrina. Perfect. Cu luneta înfiptă în ochi, mă pregătesc să iau pulsul la Shrek. Au, dar ce să vezi, mă, man? Danny Warrior, mafiot, vrea să-i chilărească el pe toți. Pivotez rapid pe deal și o dau la tuțuiat. S-a ascuns în plină zi. Unde dracu o fi? Wait a minute! Așa că n-am ce să fac. O să închei din nou tratatul de pace cu Danny Warrior și îl trimit sus la far să schimbe becul în far. Să facă lumină țuț pe deal să ne spună unde țuțuiatul. Tania, prinde becul, man, că eu l-am stins la țuțuiat cu 8 kg în valiză. Hai să facem o analiză așa micuță. Sunt jucător cu VNO pe minus. Cred că pot să joc tankuri și pe Linux. Să trăiți!